pentru că eu numai am venit la Parlament și am expus opinia oamenilor și iată, domnul deputat Marian, eu spus, doamne, 5 lei, și asta a fost declarat de către consilierul local, Tihon Oleg, în ședința Consiliului din 27 ianuarie, că noi o să fim excluși din proiectul de construcția sistemului de canalizare pe satul Mateuț și ieri am primit astăzi scrisoare că am fost excluși din proiectul de construcția sistemului de canalizare de la Fondul Ecologic, care am fost finanțați până acum și avem contract și am fost informată că se reziliază un mod unilateral. Asta este sancțiunea pentru că eu am încercat să deschid gura și să expun opinia oamenilor din sat.